În spatele meu este Înalta Curte de Casație și Justiție, fosta Curte Supremă, așa scrie pe frontispiciul clădirii, locul unde își găsesc sentința în formă definitivă și irevocabilă marii corupți ai patriei. Locul unde este judecat și al doilea dosar, sau unde își va găsi sentința definitivă și al doilea dosar al infractorului, de fapt, Liviu Dragnea, cel care trage sforile și este la butoanele puterii în România, alături de inculpatul Călin Popescu Tăricianu. Am ales să vin aici pentru a da acest mesaj, pentru că vreau să prezint situația în care ne aflăm și dintr-o altă perspectivă. O perspectivă ce ține de modul de acțiune al puterii judecătorești. Pentru că avem protestul rezist în stradă de foarte multe, foarte multe zile, mai bine de o lună de zile și aproape o săptămână, dar să știți că în această perioadă societatea românească putea să găsească un răspuns pentru această problemă dacă justiția acționa puțin mai repede în cazul lui Liviu Dragnea punctual, acum, pentru că el este capul răutăților, dar eu nu vorbesc numai despre el, vreau să vorbesc despre un principiu foarte important. Și anume, nevoia ca dosarele marilor corupți ai patriei, în special dosarele celor care au acces la putere foarte mare, care sunt pe funcții foarte importante, să fie, domnule, judecate puțin mai repede. Nu se poate ca în cazul lui Liviu Dragnea să avem termene date la o lună de zile, așa cum se întâmplă într-un caz banal de divorț sau un proces civil sau ce vreți dumneavoastră, din pricina încărcării instanțelor cu dosare. Este adevărat, magistrații dau aceste termene pentru că acesta este cutuma și pentru că nu, probabil nu ar vrea să producă impresia că îi defavorizează pe inculpații din marile dosare de corupție. Dar eu cred că societatea ar trebui să dezbată această problemă. Pentru că în momentul de față, dragii mei, legea permite magistraților să dea termene și de pe o zi pe alta. Deci dosare, cum este dosarul Liviu Dragnea, ar putea fi judecate foarte rapid, așa cum vedem în filme, în democrațiile consolidate, așa cum vedem în Statele Unite, și societatea ar putea să scape mai repede de tulburarea provocată în lipsa unor răspunsuri. Sigur, în principiu, pentru acei inculpați care sunt de bună credință și știu că sunt nevinovați, ar fi și în interesul lor să se întâmple acest lucru. Pentru că e important, pentru un politician important, să nu stea 2, 3, 4 ani cu suspiciuni planând asupra persoanei lui, cu numele lui ca fiind etichetat mereu, ca fiind penal, și să-și găsească o soluție mai rapidă. Desigur, este adevărat că cei care se știu vinovați fac tot posibilul pentru a tergiversa aceste procese și pentru a tergiversa momentul în care vor primi o soluție. Am văzut acest lucru din plin în cazul lui Dan Voiculescu. Omul n-a știut cum să-și amâne momentul când va primi o soluție. Însă, subiectul pe care vreau eu astăzi să-l aduc în dezbatere publică este nevoia ca justiția să judece cu celeritate, este un termen juridic din drept, adică să judece cât mai repede, în regim de urgență, cauzele de corupție cu persoane care ocupă funcții publice. Cred că termene date de pe zi pe alta sau la două zile măcar, astfel încât un proces cu o persoană cum este Liviu Dragnea sau orice alt politician important să se rezolve, domne, într-o lună de zile. Nu se poate să stăm ca societate un an, doi ani, trei ani de zile până când vine un verdict într-o astfel de cauză, perioada în care politicianul respectiv poate să dobândească putere și mai mare în societate și poate să provoace daune uriașe societății. Așa cum se întâmplă în momentul de față cu acest cetățean, condamnatul Liviu Dragnea, și cu partenerul lui de politică, inculpatul Călin Popescu Tăricianu, care stau la Casa Poporului și pritocesc fel și fel de modificări legislative menite să încalece justiția și să, într-un fel sau altul, să le rezolve lor dosarele penale. Iată că dacă justiția s-ar fi mișcat mai repede în cazul lui Liviu Dragnea, poate că nu am avut nici ordonanța 13, poate că nu am avea nici scandalul provocat de modificările din codul penal cu care vine Șerban Nicolae, șoferul condamnatului Cătălin Voicu. Și în final vreau să vă zic ceva, n-aș vrea să se înțeleagă din această opinie a mea faptul că învinovățesc cu ceva magistrații.
Vreau să spun încă o dată, am mai spus asta, vreau să mai spun încă o dată, așa este cutuma în justiție. Din pricina încărcăturii mari de dosare, se dau aceste termene la o lună de zile și cred că magistrații nu au vrut să dea termene mai repede pentru a nu veni politicienii cu acuze. Dar este legal să se dea termene mai repede și cred că în societate ar trebui să avem această dezbatere, poate chiar cu un parlament, sigur, nu cu acest parlament controlat de o majoritate care este așa cum este, cu foarte mulți parlamentari cu probleme penale, ci cu un parlament mai curat, poate am putea chiar să emitem o lege care să specifice clar funcțiile publice pentru care, în situația unui proces de corupție, el trebuie judecat cât mai rapid. Sunt Mălin Bot și rezist.